Înainte de începerea acestui videoclip, vreau să-i fac o promovare lui Mr. Skyred. Are 45 de abonați, face videoclipuri cu diferite jocuri pentru telefoane, că PC-ul său are niște probleme, dar a spus cum o să repar, o să înceapă să filmeze pe el și Minecraft și Sam și de toate. Oricum, tipul are niște videoclipuri destul de interesante la mai multe jocuri pentru Android, chiar se ține de treabă și nu am fost plătit să fac această promovare, pe tipul îl cunosc personal și am zis hai să-l ajut și eu cu o promovare, căci tipul chiar se ține de treabă, pune câteva clipuri, am început să posteze cam 2-3 clipuri pe zi și chiar are videoclipuri destul de bune, se aude chiar foarte bine, se mișcă bine jocurile, așa că ce să mai... Aveți linkul în descriere, intrați la el pe canal, susțineți, bla bla bla, știți voi povestea, hai că ajunge cât v-am mâncat din timp, să trecem la episod. No bun, deci, salutai tuturor și mamă, cât am mai robotul și-a luat ăsta căcama și pe el, mamă, cum face. În fine, și bine v-am găsit la al treilea episod de Warcraft Freaks, Myths of Pandaria, cum vreți să-i spun, hai să completez și quest-ul ăsta, dăm cu XP-ul bun. Level 14, fine. Ah, că acum mi-aport animația asta. I wish to learn my talents. Be careful. Tu... Să mă dezvăț de la abilități sau ce? Be careful. În fine, hai să vedem ce misiuni mai avem prin zonă pe aici. Mă de la maps. Hai să facem și pe asta de aici. Hai, du-te, du-te, mergem așa pe jos, ia. Ce căcat e aici? Ah, pe aici mai sunt eventuri în weekend-uri, mi se pare. Da, nu se eventuri acum. Hai, mai explorăm și noi mapa cât de cât. Uite un păianjen. Ceva pe aici. Puțin, da, asta se stachează și o să-mi fie mai bine. Ok, hai că ne apropiem de locul ăsta, emisiune. Bă, de-am amintesc că era o cabană cu niște... D-aia, cum dracul se ziceau. Nu mai știu. Uite și un scut. Arma asta mea e two hand sau one hand? One hand. Ah. Dă-mi cu scutul. Hai că m-am făcut și cu un scut. Ia moștu te dracu. Ok, mi se pare că pe aici undeva era o cabană cu niște de-aia cu bandane roșii la gură. Și... Asta fuge în loc să vin la mine. O, dintr-o vitrul am și omorât. Ia mai bun scutul ăsta. 196, tot dracul ăla e. Eu ce trebuie să fac? Scout Trout. N-am treabă în mine asta, se pare. Văd că mi-a dat aici niște pantaloni. Ia am o sabie peste ceafă. Invite. Cum era? Hai, facem. Mai fac și o XP pe urmalul ăsta. Gata. Nu mi-a acceptat. Mai bine că nu mi-a acceptat. Ah. Hai că am terminat și misiunea asta. Cumva trebuie să mă duc. Ah, mă întorc la bază, dar hai să mai fac totuși misiune aici. Hai aici totuși să o completez și pe asta. Trebuie să-mi iau neapărat un animal ceva. Adică am avut doar de descoperit mina asta. Cred. N-a fost atent ce a zis acolo când a completat quest-ul. Eu nu prea să atent ce îmi zice acolo. Iau două, trei cuvinte care le țin mai bine, nu stau să le gândesc, să le traduc și îmi dau seama după aia cam ce urmează să fac. Ok, hai de la misiune. Care ești, mă? Ce pantalonie? 23... Ce dracu îmi dă pantaloni ăștia rupți în, cu suți în genunchi? Hai că iau pe ăștia cu verde la pulă acolo. Ok, vinărie în partea asta. Hai să vedem ce găsim și noi pe aici.
Uite un porc, hai să-l omor. Dai ceva, cărniță, bun. Eu iau tot ce găsesc și e vând. Sca țiganul, iau tot ce apuc. Bine, nu degeaba caracterul vreau să-l botez. Țigan și prea mi-am dat numele The Bulibașă. Ok, hai că e înăuntru quest-ul de completat. Nimă o oaie, că mai erau și o glumă ceva gen. O poză cu o oaie care zicea You will fail. Hai să vedem, misiune în zonă, aici nu. Ia mă, e pet temer de la pe aici. Cred că aici e. Nimă șobolani. Ce are asta, șerpi? Hey there. Farewell. Well met. Have a good one. Asta e pet temerul, ba da. Hello. Ia stați un pic. Mă, câte animale sunt pe aici. Mă, hai că amintiri cu un animalus de ăsta. Când mă mai jucam Myth of Pandaria, găsisem un de la și am dat numele Chakr, dar nu mai știu de ce. Când ăsta. N-am târnă cop, require mining, bag pula. Hai să ne ce misiuni mai sunt prin zonă. Hai la asta să o facem. Du-te, du-te, ocolim pe dealul ăsta până la urmă. Cu o poțiune de heal. Fine. Când vine să strănu, băga mea și... Aoleu, mă mănâncă nasul. Poate dau acum un strănu de... Vă spart timpanii. Nu de alta, dar eu strănu tare. La școală, o dată am speriat profesoara, că am strănutat prin clasa a 7-a. În clasa 9-a și a 10-a, mereu trebuie să reacă o fată ceva când strănutam. Eu strănu tare de felul meu. Bine, am citat mai plămânii și de-asta. O fi și chestia că-s mai... Matahal așa e felul meu sau cine știe. Mă rog, nu sunt chiar Matahal 1.78-79 cât tu ai avea. Nu sunt chiar așa înalt. Mă rog, mă rog, cât au băi porcul e acolo. Mai mult ca sigur o să am misiune să-l omor, dar... Ceva quest cu ăsta. Ok, pe unde dracu el? Care trebuie să-l completez? E într-o groapă pe acolo. De căcat s-a băgat ăsta? Uite-l aici. Hey there. Bă, nu știu dacă trebuie să-l omor sau nu, eu tot mă duc să-l omor de-l drecu. Dacă cred că urma... Dacă cred că îmi dădea misiune acuși să-l omor. E, de-l drecu, eu tot l-am omorât. Se spawnează la loc, de-l în pizda măsii. Unde e misiune? În partea asta aici. Hai că e un loc destul de primitor ăsta. Mă, dar îmi dă puțin XP aici să îmi bă pula. Din nou un Stormwind. Ok, deci aici e Westfall. N-am treabă acolo acum. Hai înapoi în Goldshire. Ia să-mi dau. Hai că-mi dau și din asta. Hai, dar în Goldshire, deși aveam chestia asta aici. A, uite că am și carnea. O să o vând două drecu. Hai, folosește Hearthstone-ul, că am și jucat, făcut două episoade. Am văzut că nu prea s-au strâns vizionare, așa că nu prea are rost. O misiune aici. Completează. Și una afară. Și s-o omoară și de aici. Ăsta. Complet. Azi ne pune unde mai avem misiune acum.
Una aici, una partea asta. Hai, de aici. Ia stați un pic, nu pot să cumpăr cal. Asta, stai, răs, no heal. Ce asta? Ropet, blind man, picket. Ce, pentru ce asta? Bind swing. Lesă pentru animal. Hai, două de asta, încoace. Să găsesc un animal ceva pe aici prin zonă și să-l iau în lesă. Uite un iepure. Level 2, ia. Stai, mă. Must equip pet in your pet slot. It's too far away. Gata. Ia stați un pic. Cum e asta? Rabbit? Da, rabbit. Search. R A B B. Și acum ce căcat fac? Drag a pie taken. Ok, am să auzi iepurele ăla. Vaca e level 1, două dracu iepurele, deci. Și acum căcam aici pe el de iepure. Hai, oh, oh, hai că aici e fain. Mai mult ca sigur o să fie ceva. Numai o misiune am aici. Aha, și mai una pe aici. Până la cât am zis, dracu, că filmez. Hai că filmez până la și 50. 20 de minute, cred că ajunge. Fac misiunea asta și 15-20 de minute. Cam așa ar trebui să fac episode. Las că filmez mai multe și o să, cred că o să pun zilnic Warcraft. Că o să țină mult seria asta, vă garantez. Ok, deci aici în față, prin partea aia. Hai că o să ne pizdim cu toți mormologii ăștia. Hai, veniți în coafirația ei, dracu. Uite-o din asta. Auzi cum fac. Ok, dăm niște rage sau... asta e doar taunt. Tu, hai, mor și tu. Dați încă tot ce aveți mai bun. Gata, făcut quest-ul ăsta. Mai pot să lutez de la ăștia? Nu. Ia stați o secundă. Undeva pe aici aveau ăștia niște cufere. Ia să le iau. Hai, bulibașă, du-te și înoată. Unde-i cufărul ăla? Nu contează, eu tot intru în ei ca să iau cufărul ăla. Pe unde aveți voi chestul firațe? Ai că ăștia de-abia mă demergiuiesc. Nu-i niciun chest pe aici? O fi pe partea asta alaltă. Așa, dați-mi, e 4-5 damage îmi dau ăștia. N-au cufer ăștia? N-aveți chesturi? Puf, firața-i dracu. Hai că eu lasă de-aia în mine. Mă duc să fac misiunea de aici. N-au câți de ăștia pe aici. Hai că eu mor pe toți de dracu. Oh, cât damage am dat. Mor și tu. Hai, dați-mi tot ce aveți pe aici. O, hai că-i lutez pe toți. Hai, mor și tu. Să mor tu că am murit. Ma, prima dată când mor. N-am văzut la HP și dădeau aia în mine acolo. Return tu, dă-te dracu, hai că merg acu și aici că e aproape. Da, prima dată când am murit, am murit o prostie. Nici n-am fost atent la HP, eram atent să dau aia în continuare. Măcar mi-au dat și ăștia ceva bun pe aici. Stați că mi-au dat niște arme. Ok, bla bla bla, stați un pic.
O sabie, vai și amar de cap. Pui un topor, ai de capul. Asta e bun, e ceva? A, stai că sunt mor, nu pot să mai... Ok. Reînviete. 37. Hai că am găsit o curea un pic mai bună. Mănușile astea de tot căcat, așa e? Cam da, bun. Bă, unde am zis că îmi dau o misiune? Acile. Ce zice să fac? Misiunea anticare 1. Stai că vine Ursache după mine. Bă, Yogi, stai cu minte, Moș Martinel. Te-ai dus, dracu. Oho, uite o altă pererină. Unde s-a băgat, nu știu. 14. Hai că e mai bun asta. Deși carne și tot. Hai să găsesc totuși un shop ceva în care să vând toate porcările astea. Mai face și om un ban cistit, nu? Din ciordi și astea. Iau tot ce găsesc ca țiganul. Inventarul e full. Băga mea și pula. Am și pe engine, de-astea pe engine pe aici. Le văd pe toate. Sper să fie shop aici. La Tower of Azora. Spune că pot să vând chestii când va pula. Hai, du-te, du-te, că mai un pic se încheie și episodul. Văd niște chestii și cred că... Can I help you? Da, am sus și mie pula puțin. Hai că-s cam nesimțit. Ce voce de curvă are asta? No, nu e niciun oraș prin zonă ceva? Hai că mă duc să completez cu estosul și după aia mă să-l fac pe ăla. Că poate... O fi vreun shop ceva sau... Ne, mă duc în Golshare să vând tot ce am acolo de vândut. Și ceva, hai că încheie aici episodul. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonilor de videoclip și până data viitoare. Ciao, les.